începe ca sectorul 3 să arate din ce în ce mai bine și să fie un sector cât se poate de special. Pe Câmpia Libertății e aproape finalizat, mai avem de muncă încă pe multe bulevarde. E un sector foarte mare, dar se vede că avansăm și mi-e drag de ce rămâne în urmă.